dacă scrisorile 1 și 2 tesaloniceni ne familiarizează cu începuturile slujirii Apostolului Pavel, epistolele pastorale, adică 1 Timotei, 2 Timotei și Tit, marchează finalitatea slujirii Marelui Apostol. În timp ce corespondența cu cei din Tesalonic poate fi localizată undeva în anii 50-51 după Hristos, Epistolele către Timotei și Tit sunt redactate între anii 63-64 după Hristos, adică aproximativ 12-13 ani mai târziu. Ce lectură interesantă, palpitantă! Ca după ce ai conștientizat cu o duminică în urmă frământările de la început, să ai ocazia, în duminicile imediat următoare, să înțelegi care sunt aspectele care îl preocupau pe Apostolul Pavel la finalul vieții. Să înțelegi aspectele și bătălia unei slujiri exemplare. Denumirea consacrată de epistole pastorale apare pentru prima dată în anul 1703 și vizează îndatoririle sau responsabilitățile pastorale ale celor doi colaboratori ai Apostolului Pavel care apar în această corespondență. Timotei, care este lăsat în Efes și Tit, care este lăsat în Creta. Această delegare indică una din contribuțiile majore, unice, distinctive pentru viața bisericii până și în zilele noastre. Astăzi ne vom focaliza pe întâia scrisoare adresată lui Timotei, urmând ca în duminicile următoare să acordăm atenție cuvenită celorlalte două. Un text care m-a ajutat poate cel mai bine să reintru în spiritul acestei corespondențe a fost următorul, citez, Marea tragedie a vremurilor noastre este faptul, dacă cineva ar îndrăzni să-l spună, că avem atâția creștini lipsiți de evlavie. Mă refer la cei creștini a căror religie e doar o chestiune de conformism și conjunctură. Credința lor nu este nimic mai mult decât o permanentă evadare din realitate, un compromis cu viața. În loc să admită adevărul inconfortabil, că nu mai simt nici o nevoie după Dumnezeu sau, sau că nu mai au o credință vie în El, ei se supun unui comportament exterior pentru a fi pe placul celorlalți. Iar acești credincioși se agață unii de alții, oferindu-și unii altora o falsă justificare pentru niște vieți care, în esență, nu sunt cu nimic diferite de ale vecinilor lor materialiști, al căror orizont este cel lumesc, pământesc și al valorilor perisabile. Aceste cuvinte profetice și iscoditoare au fost rostite de către Thomas Merton la mijlocul secolului trecut, mai exact în 1956, de către unul dintre căutătorii onești ai adevăratei spiritualități. Observați cum lipsa de evlavie ne agață de una din temele dominante ale acestor scrieri. Pe de altă parte, neputința credinței pe care o afirmăm de a ne transforma cu adevărat viețile vorbește despre frustrarea și neajutorarea în care ne zbatem de cele mai multe ori. Conformismul colectiv și presiunea de grup contează mai mult decât poate ceea ce ne cere Dumnezeu. O permanentă evadare din realitate, cred că a fost una din expresiile cele mai șocante pentru mine. Cum adică credința, în loc să te ajute să trăiești în realitate, te face să eviți, să ieși din realitate, să evadezi din realitate, un compromis cu viața, cu nimic diferit de către ceilalți? Prin urmare, nu-i chiar atât de ușor de digerat ceea ce ne spune acest bărbat. La fel ca în Galateni, Apostolul Pavel sare peste rugăciunea de mulțumire și atacă frontal pericolul cu care se confrunta biserica. Lucrul acesta trădează o neliniște și o preocupare imediată, totală, pentru bunăstarea lor spirituală. Cu toate acestea, scopul autorului nu este unul pompieristic, ci unul profilactic, să mențină puritatea și adevărul Evangheliei în fața răstălmăcirilor. Uitați cum începe această frumoasă scrisoare. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, Așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai apostolului Pavel, dacă nu cel mai apropiat, este lăsat în Efes ca să vegheze asupra vieții optime a acestei comunități. Întregul mesaj al acestei epistole ar putea fi încapsulat în această invitație. Vestea bună a slavei încruntatului sau fericitului Dumnezeu. Observați în 1 cu 11 și în 6 cu 15 există o notă distinctă pe care nu o mai întâlnim în nici o altă scrisoare a Apostolului Pavel. Potrivit cu Evanghelia Slavei, fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie și în capitolul 6 cu 15, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. De ce? această subliniere neobișnuită la început și la final. Este o întrebare cu care te-aș ruga să citești în minte, să asculți provocarea acestei dimineți. Oare se va ridica acest tânăr la statura numelui pe care îl poartă? Numele Timotei este format prin întâlnirea, împrietenirea a două a cuvinte din limba greacă. Timei și Theos. Timei înseamnă cinste, onoare. Timei sau Timo și Theos, Dumnezeu. În și pentru onoarea lui Dumnezeu. Întrebarea la care voi încerca să răspund astăzi este următoarea. Care să fie contribuția decisivă pe care această scrisoare o aduce în Patrimoniul Scripturilor. Primul lucru pe care vreau să-l marchez, să-l subliniez, este următorul. Experiența inexplicabilă și transformatoare a harului rămâne tema dominantă a vieții Apostolului Pavel. Ținta poruncii este iubirea, ne spune Pavel. O religie care nu lucrează Dragoste față de Dumnezeu și față de om este una falimentară, toxică, ne spune Pavel. Soțul tău, colegii tăi, vecinii, prietenii ar trebui să vadă o schimbare în viața ta. Dacă lucrul acesta nu se vede, undeva este o problemă destul de serioasă. Ținta poruncii este dragostea, spune Pavel care vine dintr-o inimă curățită, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Observați ce spune Pavel, cu câtă ușurință ne putem îndepărta de spiritul Evangheliei și să alunecăm în flecării și în vorbe ușoare. Ei vor să fie învățători ai legii, dar nu știu nici ce spun, nici ce vorbesc. Doar un om care a încercat o viață să împlinească legea și s-a trezit că este un criminal, știe despre ce vorbește. Complicitatea dintre lege și natura păcătoasă din noi este letală de fiecare dată, cum explică Pavel Pendelete în roman. Legea îți arată ce nu-i bine. Detectează, sancționează și instituie, e adevărat, un standard de moralitate, dar este incapabilă să producă transformarea dorită de cugetul tău. Cine îți va da puterea să faci binele, să te schimbi? Iată întrebarea importantă a acestei dimineți. Foarte interesant că organiza organizația Alcoolici Anonimi afirmă exact acest adevăr legat de natura umană și schimbare. Primii doi pași din cei 12 sună astfel. Citez. Am admis, recunoscut, că suntem fără putere în fața acestei probleme și că nu mai eram stăpân pe viața noastră. Și doi, foarte interesant, am ajuns la credința, că o putere superioară nouă înșine ar putea să ne redea sănătatea mentală. Recunoaștem că suntem fără putere, primul pas, iar cel de-al doilea, am ajuns la credința că o putere superioară ne poate reda sănătatea interioară. Vă sună familiar cu ceea ce spune Apostolul Pavel în capitolul 1, de la versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Măcar că mai înainte eram un blasfemiator, un prigonitor și un bagiocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință și harul Domnului nostru S-a înmulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care sunt în Hristos Isus. O adevărat și cu totul vretnic de primit este cuvântul care zice: Isus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dacă ați citit cu atenție, ați observat niște ghilimele. E un crez, un citat al lui Pavel, al bisericilor din vremea respectivă. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Închide citatul, urmează o virgulă și un adaos personal înspăimântător, dintre care nu spune cel din tâi am fost, ci cel din tâi sunt eu. Această notă este întotdeauna alarmantă și trezește în sufletul meu o provocare impresionantă legată de acest adevăr. O adevărat și cu totul vretnic deprimit. Oare la ce ne folosește ca un lucru să fie adevărat, să fie benefic, să fie folositor, să ne vindece mental, spiritual, dacă nu este cu totul vrednic, deprimit în viețile noastre. Observați până la urmă care este secretul, îngemânarea dintre a te vedea fără putere și a avea acces la o putere superioară care să te ridice și să-ți dea putere să mergi mai departe. Te-aș întreba care să fie nota, tema dominantă a vieții tale. Apostolul Pavel, la sfârșitul vieții, fără ezitare poate să spună, o viață schimbată, transformată, care lucrează iubire. Nu mai inversează un pic lucrurile. Își începe scrisoarea pe această notă a iubirii. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curățită, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Toate aceste condiții sunt realități de ordin interior pe care le credem sau le declarăm. Dar Apostolul Pavel spune răspicat că iubirea fără ele este o iluzie sau o amăgire. Experiența personală a iertării trezește în noi recunoștința, recunoștința ne ține inima sensibilă față de orice incorectitudine în relația noastră cu ceilalți și trei, în timp ce credința genuină Neprefăcută, depinde 100% de Dumnezeu, de puterea lui și de iubirea lui. Întotdeauna am rămas surprins de această notă pozitivă afirmată într-un mod negativ. De ce alege Pavel să spună credința neprefăcută? Observați care e cea mai mare capcană pe care probabil și citatul lui Thomas Merton cu care am început. Îl surprinde pentru inimile noastre. Dumnezeu apreciază mult mai mult o credință care recunoaște, nu știu, n-am putere să mă încred în tine în momentele astea, decât pretenția, exercițiul credinței de fațadă care încearcă să impresioneze în vreun fel sau altul. Respiră viața mea transformare și capacitate sporită de a iubi este concluzia, provocarea acestui prim capitol. Schimbarea și iubirea de Dumnezeu și de oameni. Iată prima contribuție majoră pe care o aduce întâi Timotei. 2. Experiența tulburătoare a Harului naște adevărata devoțiune. Capitolul 2, începând cu versetul 1. Vândem, dar înainte de toate. Cum ar trebui să înțelegem noi lucrurile acestea? Dar poate că ar trebui să las pe Apostolul Pavel să ne vorbească în continuare. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată cinstea și cu toată evlavia. Lucul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Mai târziu ne spune din nou, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage. E o temă care străbate capitolul acesta și care ar putea fi formulată astfel: Înainte de toate, prin tot felul de rugăciuni, în orice loc și pentru toți oamenii. Cam greu, nu? Ce zici? Poate că una dintre contribuțiile cele mai semnificative ale puritanismului din secolul al XVIII-lea, își găsește expresia în cuvintele lui William Law. Citez: Devoțiunea nu este nici rugăciunea privată, nici publică, ci rugăciunea publică sau privată reprezintă fragmente sau instanțe ale devoțiunii. Devoțiunea înseamnă o viață dăruită sau consacrată lui Dumnezeu. Prin urmare, acela este un om sfânt, devotat, care nu mai trăiește pentru dorințele sale sau după felul or spiritul lumii, ci doar pentru voia lui Dumnezeu, care îl ia în serios pe Dumnezeu în orice detaliu, îl slujește pe Dumnezeu în toate aspectele, face din toate părțile obișnuite, banale ale vieții sale, părți integrante ale pietății și face orice lucru pentru numele lui Dumnezeu și sub auspiciile adecvate gloriei sale. Extraordinare cuvintele acestea. De multe ori ne gândim la importanța rugăciunii, dar pierdem din vedere izvorul din care pleacă toate aspectele acestea care acopăr capitolul 2, la care ne invită Apostolul Pavel. De ce mi-aduce aminte textul acesta? Este de un om al lui Dumnezeu, fratele Laurențiu al Învierii, un călugăr catolic carmelit, care a descoperit o modalitate personală, simplă, în ce privește devoțiunea și apropierea lui Dumnezeu. Și a învățat că poți, și atunci când repari sandalele confraților con tăi de la mănăstire, și atunci când le pregătești micul dejun, și atunci când faci orice activitate banală, să îți gândești aceste instanțe, aspecte, ca și cum le-ai face de dragul lui Hristos. Și în felul acesta se dezvoltă o comunicare neîntreruptă cu Dumnezeu, așa cum o numește El. Oare nu asta e exact provocarea pe care Pavel, în această situație contextuală de frământare, în ce privește învățătura, încearcă să o transmită comunității. Dacă în felul acesta intenționează Pavel să pună problema, să nu fie această oare sursa imediată care poate aduce vindecare în societate, în biserică, în familie, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, pentru înțelepciune și călăuzire în viața conducătorilor, V-ați gândit vreodată că rugăciunile pe care le înălțați înaintea lui Dumnezeu pentru reprezentanții orașului sau ai țării, în anumite decizii, îi luminează să ia decizia cea bună. Să trăim în evlavie și cinste ca niște timotei, oameni care trăiesc în și pentru onoarea lui Dumnezeu, ca oamenii să fie mântuiți și o expresie care îmi place enorm de mult, să vină la cunoștința adevărului. În felul acesta este tradusă experiența mântuirii, să pășești în realitate, să descoperi realitatea, să-ți se deschidă ochii, să cunoști adevărul cu privire la tine, cu privire la ceilalți, cu privire la Dumnezeu, ca cei pe care îi întâlnesc. Probabil rămânem consternați de această notă pentru toți oamenii. Cine dintre noi se roagă pentru toți oamenii? Te-ai gândit că oamenii pe care îi întâlnești, cu care te intersectezi pe parcursul unei săptămâni, sunt oameni pe care merită să-i aduci în atenția lui Dumnezeu în ceea ce faci? Ca să avem bărbați competenți în orice loc, spune Pavel, ca femeile să se poarte cu demnitate și responsabilitate, câte domenii scânteitoare apar în fața ochilor noștri. Singurul lucru pe care îl văd cei mai mulți când citesc capitolul 2, le fuge ochii în josul paginii la problemele legate de femei. Femeia să tacă, să nu dea învățătură, dar uită că izvorul devoțiunii care lucrează decență, bună cuvință, fapte bune, respect, supunere și, și o atitudine de prețuire în familie sau în biserică, toate acestea provin din acest izvor al devoțiunii. Se prea poate ca influența învățăturii străine în comunitatea din Efes să disemineze răzvrătire, nesupunere, aroganță în viața femeilor, denigrarea căsătoriei și creșterii copiilor, neorânduială și până la urmă anarhie socială. Îngăduiți-mi să recitesc cuvintele astea Încercând să punctez anumite aspecte. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Ce înseamnă în tăcere? Că nu are voie să mai vorbească deloc? Sau poate uh, erau foarte vocale în contextul acesta. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Observați, nu apare punct, că atunci lucrurile erau fără niciun dubiu. Urmează o virgulă. Nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și apoi urmează o conjuncție explicativă și uh, Pavel recurge la o explicație din două perspective, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, rânduia la creații lăsată de Dumnezeu și versetul 14 și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Să însemne exact ce spune Adam, femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a dat și a mâncat, să puncteze Pavel așa ceva, poate că se referă la faptul că femeile au o sensibilitate aparte pentru lumea spirituală și le poate apropia de Dumnezeu, dar lucrul acesta poate și să le ducă într-o direcție greșită atunci când nu respectă uh, relația cu soții, uh, autoritatea soților sau chiar autoritatea bisericii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fi, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Oare cum arată în mod practic pentru noi, înainte de toate, prin tot felul de, în orice loc și pentru toți oamenii? Cum arată? devoțiunea ta și a mea. Cea de-a treia contribuție majoră a celei dintre scrisori către Timotei este următoarea. Elementul de stabilitate în vremurile grele îl conferă oamenii de caracter și structurile funcționale. Și astfel pășim în capitolul 3. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar, Trebuie ca episcopul să fie. Nu avem voie să ratăm beneficiile de neprețuit ale integrității și instituționalizării bisericii. M-ați auzit bine? Unii s-ar putea să vă simțiți deranjați cel puțin de această ultimă parte. Dar această mișcare care a împânzit lumea avea nevoie de structuri funcționale. Ce înseamnă asta? Aici cam fiecare înțelege ce vrea. Dar nu trebuie să uităm că ceea ce șterne Pavel pe hârtie, când îi scrie lui Timotei, încă ne slujește după 2000 de ani ca îndreptar în ce privește conducerea care împuternicește, care se implică în comunitate. Structurile funcționale n-au fost predestinate și nu sunt constructe rigide, ci reprezintă răspunsul bisericii la nevoile de atunci oferind modelul unei conduceri împărtășite. Aici cred că a greșit biserica de cele mai multe ori de-a lungul secolelor. N-au știut să țină în acel echilibru funcțional valorile care contează și realitatea vieții cotidiene care este în continuă schimbare. Dar ceea ce n-am să uit și m-a uimit poate cel mai mult în textul acesta, îi că înainte de a vorbi de structuri, vorbește de caracter de oameni și această expresie, dar trebuie ca episcopul, supraviegătorul să fie fără prihană, traduce fratele Cornilescu, care e un cuvânt foarte greu pentru orice slujitor. Nici unul dintre noi nu este perfect, nu este fără păcat sau fără prihană. Cuvântul din original mai degrabă ar putea fi tradus fără reproș. Ceea ce m-a uimit cel mai mult la acest cuvânt este aceea că se pare că vine din lumea boxului și vorbește despre viața unui pugilist profesionist care știe să-și apere fiecare parte a corpului așa încât adversarului să-i fie imposibil să-l pună jos. Un caracter invulnerabil și fără fisuri este chemarea pe care Pavel o face pentru orice slujitor în începutul acestui capitol. Cu alte cuvinte, îți transmite mesajul că trebuie să te aștepți, trebuie să fii pregătit pentru provocări și în astfel de provocări caracterul nostru se modelează, se conturează. Într-o vreme în care accentul cade atât de mult pe informație și este absolut vital să fii informat într-un mod corect, observăm că abia a cincea Trăsătură să fie în stare să învețe pe alții, completează acest peisaj, acest tablou impunător legat de caracterul pe care Pavel îl dorește în viața fiecărui slujitor. Tot ceea ce urmează stă sub această aură, sub această invitație a trăirii, a integrității în viețile noastre. Am putea intitula capitolul 3 slujirea creștină între ambiția personală și taina evlaviei. Precizează în versetul 9 din capitolul 3, când se adresează diaconilor, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Pentru ca în final să încheie acest capitol cu această notă impresionantă. Îți scriu aceste lucruri în speranța că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, ce imagine despre Biserica zilelor sale. Și, fără îndoială, mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup. A fost dovedit neprienit prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Ceea ce contează pentru Apostolul Pavel este calitatea interioară și practică pe care acceptarea acestor adevăruri o modelează în viețile noastre. Fie că este vorba de slujirea episcopală de supraveghere sau lucrarea prezbiterilor, fie că este vorba de cea diaconală. Prin urmare, calificarea pentru slujire ți-o conferă integritatea sau caracterul. De vreo trei ori este subliniată această trăsătură definitorie. Familia, imediat după caracter urmează precizarea bărbatul unei singure neveste și apoi să țină copiii să și cârmuiască în supunere cu toată cinstea, discernământul, să fie treji, să fie cumpătați, să citească Duhul Viacului, ispitele, provocările care apar. În al patrulea rând, implicarea, uh, să fie respectabil, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Toate lucrurile astea vin sau se formează în viețile noastre prin slujire, prin implicare, prin exercițiu, prin acea repetiție în slujba semenilor noștri. Și nu în ultimul rând, disponibilitatea și pasiunea pentru slujire. Am pus această provocare a capitolului 3 între ambiție și taina evlaviei, pentru că această râvnă, dorință exagerată în a sluji, uneori poate să conțină anumite motivații care ne pot îndepărta de Dumnezeu și de voia Lui. Ce mă recomandă pe mine pentru slujire? Râvna sau implicarea? Ambiția sau chemarea? Caracterul sau diplomele pe care le am? Cea de-a patra contribuție a acestei scrisori este următoarea și o găsim în capitolul 4 din Timotei. Frumusețea paradoxală a vieții creștine este cea mai bună formă de evangelizare. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, este absolut înfiorătoare descrierea pe care Pavel o face ereziei sau învățăturii în contextul acesta. Abătuți de ipocrizia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, însă vă rog să observați. Trăsăturile pe care Pavel le evidențiază în continuare cu privire la ceea ce promovau oamenii aceștia. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către toți cei ce cunosc, cred și uh, înțeleg adevărul. Căci orice faptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este delepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care, observați, ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele, lumești și băbești, caută să fii evlavios. Deja am fost pregătiți pentru învățătura cu privire la evlavie. În 1 cu 9 ne spune despre cei care sunt lipsiți de Evlavie și ne spune Pavel pentru ei îi legea, nu pentru un om drept. Apoi în capitolul 2 cu 2, cu toată Evlavia, în versetul 10 mai târziu, femeile care se pretind că sunt Evlavioase, cum ar trebui să se poarte, cu respect, în bună cuvință, în faptele bune, în promovarea unei învățături sănătoase în contextul familiei și a comunității. În capitolul 3 cu 16 avem țintuită în fața ochilor noștri perspectiva tainei Evlaviei. Primul aspect de la care pleacă e întruparea lui Hristos. Apoi, imediat, dimensiunea spirituală a Duhului de adeverire, de recunoaștere, dovedire prin proclamare la nivel universal în lume. Pentru că, ca în capitolul 4, Apostolul Pavel să aducă drept corecție învățătura Evlaviei în fața acestei învățături care făcea ravagii în biserică. Oricare dintre noi, când auzim de ascetism, de regim vegetarian, de strictețe la lucrurile acestea, nici de cum nu ne gândim la duhuri înșelătoare, la uh, ipocrizie, la minciuni, ci ne gândim la aspectele cele mai bune. Nu că ascetismul ar fi greșit, dar observați derapajele și scăpările și aberațiile atunci când ele lovesc în căsătorie, în creșterea copiilor, în modelarea acestor vieți pe care Dumnezeu le-a lăsat. Cuvântul Eusebeia, din care provine numele românesc Eusebiu, este cel tradus prin Evlavie. Dar poate niciun alt cuvânt nu pare mai lipsit de savoare. Un lucru uimitor referitor la acest termen este frecvența uluitoare, amețitoare, în scrierile păgâne ale vremii și absența aproape totală din scrierile Noului Testament. Mai apare doar în Faptele Apostolilor și în 2 Petru și în rest în nicio altă carte din Noul Testament. Însă o abundență impresionantă acestui, acestui cuvânt apare în epistolele pastorale, numai puțin de 15 ori, de 11 ori, doar în întâia scrisoare către Timotei, aproape în fiecare capitol, Apostolul Pavel punctează, reamintește, le atrage atenția cu privire la importanța evlaviei. Unii s-au grăbit imediat să vadă un compromis cu al bisericilor cu spiritul viacului. Dar nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Folosirea acestui cuvânt de către creștinii de atunci, atât de ezitantă pentru mulți alți credincioși, devine pentru Pavel vârful de lance al moralității creștine. Evlavia demonstrează cum un cuvânt păgân poate fi răscumpărat și transformat în piatra de temelie a eticii creștine. Ce zici de lucrul acesta? Ce este Evlavia? Viața. Frumoasă, organică, distinctă, paradoxală. Evlavia vorbește despre frumusețea, relevanța, atractivitatea și paradoxul vieții creștine. A fi în trup, dar a da impresia că viața înseamnă ceva mai mult decât lucrul acesta. Foarte interesant, versetul 15 din capitolul 2. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste, în sfințenie. Mi se pare remarcabil cum Apostolul Pavel îngemânează și încurajează femeile în viața domestică, în căsătorie, în familie, în ce privește creșterea copiilor. Și această componentă de sfințire, credință și lucrare, vedeți, asta e Evlavia. Înseamnă să păstrezi la oaltă, în armonie, aspectele acestea. Să fii Evlavios înseamnă a fi în lume, dar avea curajul să fii distinct, să nu te comporți ca un ciudat. Evlavia este pioșenia ca așezare în cotidian. De obicei, cuvântul cucernic te duce cu gândul la un om religios la un om care cu încăpățânare și scrupulozitate își urmărește îndatorile față de Dumnezeu. Însă Apostolul Pavel, când traduce acest cuvânt pe înțelesul creștinilor din vremea respectivă, le spune să fie vlavios, îi orice competență, orice lucru pe care îl faci bine de dragul lui Hristos. Poate observați legătura dintre evlavie, devoțiune, dintre ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre și prin noi în relația cu cei de lângă noi și o viață exterioară în armonie, nu în contradicție cu interiorul. Există un text în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 8, partea a doua, până la versetul 10. Îngăduiți-mi să citesc această imagine pe care Pavel o aduce în fața celor din Corint. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar cu nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Imaginea asta din final este absolut superbă și arată cumva așezarea creștinului ca stăpân. În același timp, ca un om sărac care nu posede nimic, care depinde în totalitate de Dumnezeu, cel mai mult mă întristează distorsionările, schimonoselile și rănile pe care creștinile aduc în viața semenilor lor. Să nu fie nicio legătură între vestea bună a fericitului Dumnezeu și trăirea creștină, să fie viața mea o invitație atractivă. Spre fericitul Dumnezeu, ne întreabă Pavel. Testul pentru Evanghelia Slavei Fericitului Dumnezeu este frumusețea paradoxală, impresionantă, captivantă a Evlaviei. Cea de-a cincea contribuție apare în capitolul 5 și începutul capitolului 6 și sună în felul următor. Calitatea vieții unei comunități este dată decât cât de prețuit se simte cel mai neînsemnat. Cuvântul de ordine pentru capitolul 5, și începutul capitolului 6, este cuvântul respect. În traducerea Cornilescu, observați, cinstește pe văduve, 5 cu 3, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, 5 cu 17, și 6 cu 1, în al treilea rând, toți cei ce se află, sub jugul sclaviei, să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Un detaliu remarcabil pentru mine este invitația nepoților și a copiilor de a se deprinde în arta Evlaviei. Să fie Vlavios, spune Pavel, nu înseamnă să pasezi vârznicii în grija bisericii, ci să îți asumi responsabilitatea și să răsplătești ostenelile părinților ale bunicilor. Observați ce înseamnă evlavie. Până la urmă, evlavia, spune Pavel, te confruntă cu această etică logică a bunului simț, a lucrurilor normale, naturale. Pe de altă parte, când se adresează văduvelor, ai impresia că începe o listă pentru ordinarea vreunui prezbiter. Însă ne transmite în felul acesta că oamenii vârstnici din comunitate, nu trebuie priviți ca o povară, ci ca o resursă. Mă gândesc aici la viața de rugăciune exemplară pe care mulți oameni care au trecut de o anumită vârstă o au. Cât de mult contează să te împrietenești cu ei, să le împărtășești nevoile tale de rugăciune, să te însoțească în alergarea ta pe pământul acesta în fiecare zi. Sau câte experiențe neprețuite de viață îți pot oferi. Atunci când există un climat de dialog uh, și de discuție. Așa că vă încurajez pe cei din Via, fiind o comunitate tânără, să vă conectați de viața acestor oameni care au trecut prin viață, care au experiență. Cuvântul respect provine din latinescul respicere, a privi către ceva și trădează, atenție, capacitatea noastră. De a vedea o persoană așa cum este ea. Ce vedem noi când privim la cei de lângă noi? Este o întrebare extrem, extrem de importantă la care merită să ne gândim în această dimineață. De multe ori avem tendința să trecem peste cealaltă încurajare din începutul capitolului 6. Toți cei ce sunt sub jugul sclaviei în contextul manifestărilor actuale, mă gândesc că unii ar vrea poate să taie din Biblia această bucată, să socotească pe stăpânii lor vretnici de toată cinstea, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie bagiocorite, să nu fie vorbite de rău, să nu fie luate în derâdere. Iar cei ce au stăpâni credincioși sau lucrează la patron credincioși, să nu-i desconsidere sub cuvântul că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preubiți. Nu mai zic nimic, mi se pare absolut remarcabil cât de relevant poate să fie Apostolul Pavel, până și prin această subliniere pe care o face înaintea ochilor noștri. Dar poate că merită o întrebare și pentru cei care au în subordine pe alții. Întrebarea ar fi următoarea. Cum îl cheamă pe portarul de la firmă? Oare știi? Observați, întrebarea asta surprinde ce înțelegem noi prin respect, prin cinstirea fiecărui om pe care Dumnezeu l-a așezat lângă noi. Și, în fine, cea de-a șasea contribuție, în capitolul 6, de la versetul 6, în continuare, ar putea fi intitulată încurajarea la puterea a treia. De trei ori apare cuvântul îndemn. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, 6 cu 13. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună speranța în niște bogății nestatornice, 6 cu 17. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, 6 cu 18. Îndemnul, cum spune unul dintre comentatorii av avizați pe epistole pastorale, este corespondentul unei porunci în contextul unei relații de reciprocitate. Înseamnă oare că e mai puțin important ceea ce ne spune? Cu siguranță nu. Înseamnă că e de o calitate inferioară, îndoielnică, îndemnul față de poruncă? Nu, Înseamnă că ai libertatea să-ți asumi sau nu împlinirea? Cu siguranță da. Un exemplu celebru în Noul Testament este Roman 12,1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o închinare rezonabilă. Te poate cineva obliga să faci așa ceva, te poate cineva forța, cu siguranță nu. Însă îndemnul presupune uh, asumarea unei decizii, a unei hotărâri de a te apropia de Dumnezeu, așa cum se cuvine față de ceea ce a făcut El pentru noi. Devenim ceea ce vrea Dumnezeu să fim abia atunci când de bună voie și nesiliți de nimeni ne asumăm responsabilitatea ce voi face eu și ce vei face tu. Poate că tema acestei ultime secțiuni din 1 Timotei, capitolul 6, ar putea primi titlul pe care Pavel îl dă în versetul 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Vestea bună a slavei încruntatului sau Fericitului Dumnezeu, ce fel de parfum de gajă răspândește viața mea celor din jur? Lucrează transformare, devoțiune, caracter și structuri funcționale, evlavie, respect și încurajare. Așadar, care sunt contribuțiile majore, distinctive? ale celei din tâi scrisori către Timotei. În primul rând, spune Pavel, harul transformator și creșterea capacității noastre de a iubi rămâne piatra de temelie, piatra de potignire a creștinismului și oricărei religii. Respiră viața mea schimbare și o capacitate sporită de a iubi? Dacă ne întoarcem cu gândul în capitolul 1, dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-și arate în mine, cel din tâi, toată îndelunga sa răbdare, ca o pildă, ca un exemplu, ca o dovadă celor ce-ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Observați care invitația de la sfârșitul vieții lui Pavel. 2. Oare în viața mea și a ta tu ce zici? favoarea inexplicabilă întreține sau stinge vâlvătaia devoțiunii? 3. Factorul de stabilitate în vremuri grele îl conferă oamenii de caracter și structurile funcționale. Cunoaște biserica zilor noastre așa ceva? 4. Te-ai gândit vreodată că frumusețea paradoxală a vieții de credință e cea mai bună formă de evangelizare. Și 5. Cât de prețuiți și încurajați se simt oamenii din comunitatea noastră. Mă întorc la ceea ce spunea Thomas Merton la, început, la începutul acestui mesaj. Asta să fie viața de credință, un simplu exercițiu de conformism și mai muțăreală, o permanentă evadare din realitate un compromis cu viața? Poate că reconsiderăm un pic lucrurile în contextul evlaviei. Să nu fii cu nimic diferit de ceilalți oameni? Iată cum se leagă lucrurile pentru mine în această scrisoare. Favoarea extravagantă ne schimbă și ne inițiază în arta iubirii. Doi, experiența transformatoare a Harului aprinde în noi flacăra devoțiunii. 3. Bunăvoința inexplicabilă a celui de sus și practica devoțiunii formează oameni de caracter. 4. Un asemenea climat creează premisele frumuseții captivante, paradoxale, a vieție vlavioase. Și cinci, Termometrul încurajării și respectului în orice comunitate sau organizație este dat de felul în care se simte cel mai neînsemnat. omul cel mai simplu din adunare. Să fie toate astea vorbe goale sau fericirea și iubirea Nebună a unui Dumnezeu ne schimbă din temelii. Doamne drag, îți mulțumesc pentru această scrisoare, pentru începutul și finalul impresionant al vieții acestui Apostol. Mă rog, Doamne, să ne dai tuturor aceeași perseverență. Însă aș vrea, Doamne, ca lucrurile pe care le-am auzit să le modelez în viața noastră, în ce privește transformarea, sporirea capacității de a iubi, devoțiunea noastră în toate detaliile vieții, formarea caracterului și structurile funcționale de care biserica are cu disperare nevoie trăirea fascinantă a evlaviei, în fața răstălmăcirilor de tot felul, în viața creștină a zilor noastre. Și nu în ultimul rând, Doamne, ne rugăm pentru respect și pentru o viață de încurajare în fiecare membru al Bisericii Vie, în viața tuturor celor care ne ascultă. Tată drag, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin.